Bună ziua, stimați membri Comisiei Consiliului de Apărare, multimați licenzienți, multimați doctorant. Familia Domnului, dacă este, permiteți-mi să vă spun un bun venit la Universitatea de Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu, unde să aibă ședința de susținere a tezei de doctor în medicină a domnului Cârlan. Vreau să spun că această ședință desfășoară îmi corespunde cu regulamentul privind organizarea studiilor superioare doctorat, ciclu 3, hotărârea de guvern numărul 1007, din 10 decembrie 2014. Onorați membri ai Comisiei de Doctorat, vreau să declar deschisă ședința de susținere tezei doctor în științe medicale a domnului Sergiu Cârlan, cu titlul Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operații. Program de doctorat 331.03, Medicina Socială și Management. Vreau să salut prezența la ședința oaselor domnul rector al Universității Stat Medicină și Farmacie Nicolae Tistimețanu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent la Academiei de Știință Republicii Moldova, domnului Emil Ceban, domnul rector, comandant Academiei Militare a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun, domnul colonel Vadim Cimârtan, vă salutăm. La susținerea tezei sunt prezenți membrii Consiliului Științific, licenzienții. Conform dispoziției Consiliului Științific a Consorțiului Universității de Stat Medicină Farmacie, Universității de Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu, numărul 18, din 28 iunie 2023, s-a decis să aproba Comisia de Doctorat pe referință oficial pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale cu titlul Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operație a domnului Sergiu Cârlan, program de doctorat 331.03, Medicină Socială și Management. Conducător științific, domnul Vasile Dumitraș, doctor în știință medicală, colonel medic, conferențiar universitar, cateră de medicină militară, cea calamităților, Universitatea Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu. Membrii Comisiei de Doctorat, președinte Nicolae Caproș, doctor habilitat în știință medicală, profesor universitar, șef cateră de ortopedie și traumatologie, Universitatea Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu. Secretar științific, domnul Anatolie Bulgac, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de medicină militară a calamităților, Universitatea Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu. Domnul Bătnărel Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, disciplina de igienă, Universitatea de Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu. Domnul Dumitraș Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de medicină militară și a calamităților, Universitatea de Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu. Referență oficială, domnul Colocaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră de anesteologie și reumatologie, numărul 2, Universitatea de Stat Medicină Farmacie Nicolae Tistimețanu. Domnul Targon Roman, doctor în științe medicale, Ministerul Apărării, Spital Clinic Militar Central, membru al grupului de îndrumare. Domnul Ciubara Iurii, doctor în științe militare, conferențiar universitar, Ministerul Apărării, Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun. Pretendentul la grad științific este domnul Cârlan Sergiu, șef secției medicală, Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, asistent universitar la Catedra de Medicină Militară și a Calamităților, Universitatea de Stat Medicină Farmaciei Nicolae Tistimețanu. Titlul tezei, Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operație. Program doctorat 331.03, Medicină Socială și Management. Onorată asistență, din cei 7 membri cu Comisiei de Doctorat, sunt prezent fizic 6 membri, este formul pentru petrecerea ședinței de astăzi. Domnul Ciubară Iurii, doctor în științe militare, conferențiar universitar, referent oficial, este absent
este în deplasare, ce este permis conform articolul 182, regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, hotărârea Guvernului 1007 din 10-12-2014. Dumnealui este în deplasare. Avizul este prezentat pentru astăzi la domnul secretar. Ofer cuvântul lui pentru informație, să prezentați informația necesară, domnul secretar. Vă rog, domnul secretar. Stimate domnule președinte, onorat asistent, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, conform cerinței școlii doctorale în domeniul științelor medicale, domnul Sergiu Cârlan a prezentat la timp dosarul cu toate actele prevăzute de regulamentul de susținere a tezei de doctorat în cadrul școlii doctorale în domeniul științei medicale și acestea sunt: dispoziția Consiliului Științific al Consorțiului Școlii Doctorale în domeniul științelor medicale de formare a Comisiei de Doctorat numărul 18 din 28 iunie 2023. Rezumatul în ambele limbi, română și engleză, în varianta scrisă pentru fiecare membru a Comisiei de Doctorat. Lista lucrărilor științifice la tema tezei publicate și comunicatele, în total 23, cu titlul de monografie 1, articole publicate în reviste de categoria B, 3, articole cu impact publicate în Scopus, ultimul articol, rezumat prezentate la conferințele științifice 9, participări cu rapoarte la conferințe internaționale, 2 în Germania, 1 în România și participări la conferințe naționale 5. Totodată a prezentat copia avizului la teza conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare, extrasul din procesul verbal cu privire la evaluarea tezei în cadrul unității primare la ședința comună a Catedrii de Medicină Militară și a Calamităților, a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, proces verbal numărul 4 din 28-10-2020. Nota explicativă la nota informativă acordată în urma unei evaluări anonime. Rezoluția cu privire la raportul de similitudini, lucrarea nu conține elemente constitutive a unui plagiat. Și fișa academică privind acumularea creditelor de studii, prin care se atestă acumularea punctajului necesar. Totodată, rog permisiunea noastră de a vă aduce câteva crâmpeie din biografia pretendentului la gradul științific. Cârlan Sergiu, data nașterii 10 iulie 1975, satul Moscovei, raionul Căhul, căsătorit și mă referit doar în scurt la studii. Celelalte o să le prezinte conducătorul doctoratului. 1982-1992, școala medie din satul Moscovei, raionul Căhul. După absolvire, student la Universitatea de Medicină, 92-98, la specialitatea Medicină Generală, Universitatea Nicolae Testimețanu. Din 1998 până în 2001, medic rezident la specialitatea Medic de Familie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, 2012-2014, student masterat la specialitatea Management Sanitar Militar, școala doctorală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, 2015-2020, student doctorant la specialitatea 331.03, Medicină Socială și Management, școala doctorală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu. Mulțumesc! Acest fiind spus, le permis să le ofer cuvântului domnul Călan Sergiu pentru a prezenta conținutul tezei. De asta dispoziție până la 30 minute, vă rog. Mult stimat domnul rector, domnul președinte, onorat asistent. Vă prezint rezultatele cercetării noastre la tema argumentări contemporane sprijin medical în operație. Conflictul militar rămâne a fi o problemă globală. Începând cu 1 septembrie 1945, în prezent, în lume au avut loc circa 200 de conflicte militare care au soldat cu aproximativ 10 milioane de decedați. Actualmente, în fază activă, sunt 61 de conflicte militare. Majoritatea conflictelor militare contemporane pot fi caracterizate prin conceptul de război de generația 4, ca tip 1 din concept sus menționat este războiul hibrid, care include combinația de războaie civile și războaie de gherilă. La aceeași timp se remarcă
implementarea unor tehnologii inovatoare, precum muniții inteligente, dispozitive de vedere nocturnă, termoscanere și drone. Utilizarea armamentului care oficial nu se consideră ca armament de nimicire în masă, se asociază cu creșterea semnificativă a severității răniților. În majoritatea conflictelor contemporane, operații militare sunt desfășurate predominant de către grupări tactice până la 1-2 batalioane, care angajează acțiuni de luptă în mod sinergetic, sporit astfel mobilitatea forțelor beligerante. Toate aceste acțiuni se desfășoară pe fundalul agravării situației geopolitice în regiune. Necesitatea evoluării sprijinului medical în operația existentă în Armata Națională este condiționată în mare măsură și de reforma Armatei Naționale, desfășurată la momentul actual. Scopul cercetării. Evaluarea practicii contemporane de asigurare a asistenței medicale într-un conflict armat în scopul elaborării recomandărilor pentru fortificare sprijinului medical în operație în Armata Națională la nivel tactic. Obiectivele cercetării. Studierea concepțiilor moderne sprijinului medical forțelor în conflicte militare contemporane. Studierea și analiza documentelor existente în Armata Națională a Republicii Moldova, care reglementează modul de desfășurare a operației, precum și cel reglementează sprijinul medical. Analiza factorului geopolitic, fizico-geografic, medico-geografic al teatrului de operație regional și influența acestora asupra activității serviciului medical. Evaluarea măsurilor de tratament și evacuare sanitar-igienice, antipidemice și de protecție a forțelor împotriva efectelor armelor moderne, precum și elementele de conducere prin desfășurare exercițiului de simulare. Elaborarea recomandării pentru optimizarea conceptului de sprijin medical în operație în Armata Națională la nivel tactic. Notatea științifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizat un studiu argumentării, fortificării conceptului de sprijin medical în operație. Rezultatele cercetării au contribuit la soluționarea unor probleme științifice importante prin fundamentarea din punct de vedere științific și metodologic a sprijinului medical în operație în Armata Națională la nivel tactic. Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din aprobare și punere în aplicare prin ordinul ministrul apărării în 2019 a manualului privind sprijinul medical în operație. În anul 2020, prin ordinul ministrul apărării au fost aprobate și implementate norme de aprovizionare, întreținere și eșalonare a rezervelor de trupe de mijloace medico-sanitare în forțele armate ale Republicii Moldova, precum și a normelor de tabelare a echipamentului, aparatajul și bunul material medico-sanitare în forțele armate ale Republicii Moldova. Rezultatele lucrării sunt utilizate la elaborarea proiectului plan de dezvoltare capabilităților serviciului medical pentru perioada anilor 2020-2030, fiind ca compartimentul planului dezvoltării capabilităților armate naționale. Datele studii efectuate au fost folosite în procesul de ajustare a statelor de organizare a serviciului medical al Armatei Naționale. Materiale și metode cercetării. A fost realizat un studiu epidemiologic secundar. Lucrarea se bazează pe sinteza narrativă surselor bibliografice, cercetare în plus 5 citatori. Prima etapă, definirea problemei. Etapa a doua, selectarea grupului cercetare. Accentul a fost pus pe analiza modului de organizare sprijinului medical la nivel grupă Pluton, compania, batalion. Etapa a treia, selectarea metodelor cercetare. Pentru atingerea scopului cercetării și realizarea obiectivelor au fost utilizate metode istorică, descriptivă, de comparație, biostatistică și de prognozare. Etapa a patra, analiza datelor. La etapa dată s-au analizat misiune, structură organizatorică, dotare cu mijloace medico-sanitare, sub unități medicale la nivel tactic. Etapa a cincilea, elaborarea concluziilor și propunerilor practice. Materialele utilizate în cercetări au fost repartizate în patru grupe. Prima grupă include baza legislativă a Republicii Moldova cu privire la forțele armate. A doua grupă include două subgrupe. Documente existente în Armata Națională care reglementează modul de desfășurare operațiilor și ducerea acțiunilor de luptă și materiale care reglementează sprijinul medical de desfășurare operațiilor și ducerea acțiunilor de luptă în forțele armate ale Federației Ruse, țărilor membre NATO, SOR, precum și operațiunilor internaționale de menținere a păcii. A treia grupă include materiale conferințelor internaționale pe domeniul genul militar, precum și materiale obținute în cadrul vizitei de lucru prin schimb de experiență. A patra grupă include documente de conducere existente în sistemul ocrotirii sănătății din nivel național, care reglementează acțiuni de răspuns în situația excepțională. Rezultatele proprii. În literatura de specialitate contemporană, definiția sprijinului medical a grupării tactice în operație cuprinde conducerea sub unităților medicale, prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor, acordarea asistenței medicale, evacuarea răniților și bolnavilor de pe câmpul de luptă la formațiuni medicale, spitalizarea și cooperarea lor,
aprovizionarea și cu mijloace medico-sanitare, având ca scop păstrarea sănătății efectivă și menținerea capacității de luptă a subunităților participantelor la operație. În continuare, va oferi la elucidarea elementelor sprijinul medical, conducerea sprijinul medical în operație. În concepțiile contemporane de sprijin medical a forțelor, conducerea sprijin medical în operație este eșelonată la trei niveluri. Nivelul 1 este strategic. La nivelul 2 se elaborează planul sprijin medical în misiunilor executate de către forțele armate. Analizând structura serviciului medical armate naționale, nivelul 2 este reprezentat de direcția medico-militară, mare stat major armate naționale. Nivelul 2, operativ. Se realizează planificarea și coordonarea implementării măsurilor și procedurilor specifice planului de sprijin medical operațional și aprovizionarea cu materiale medico-sanitare sub unităților medicale la nivel tactic. Misiunile sus menționate sunt atribuite structurii medicale din cadrul comandamentului de forță și logistică. Nivelul 3. Tactic. Conducerea la nivelul tactic este executată de către șeful și medical al grupării tactice. În urma studierii materialele s-a constatat că planificarea sprijinului medical se desfășoară în 5 etape. Prima etapă. Inițierea stabilirii ședințelor și instituțiilor la care trebuie să răspunde planificarea și permite orientarea generală în limite planificării. Etapa 2. Realizează analiza misiunii care are scop de identificarea prin studiere și analiza a factorilor și condițiilor care acționează la starea de sănătate efectivă la activitatea serviciului medical. Etapa 3. Realizează elaborarea concepției care stabilește cum trebuie îndeplinită misiunea. Se concentrează asupra planificării sprijinului medical al cursului de acțiuni și redactarea concepției sprijinului medical. Etapa 4. Privede elaborarea sprijinului medical al operației ca apendice, sub denumirea sprijin medical la anexa sprijin logistic la planul de operație. Și etapa 5. Revizuire periodică a planului în funcție de situația operativă creată. Un element de bază în procesul de planificare a sprijin medical este estimarea periodului sanitare, probabile, de care depinde mărime și repartiția resurselor. În cadrul studiului au fost analizate diferite metode de estimare periodului sanitare, probabil. La nivelul strategic și operativ tactic, Armata Națională prezintă interes sporit pentru implementarea în proces de planificare a sprijin medical metodă utilizată de către forțele armate ale SUVA sub denumire instrumente pentru elaborarea cursului de acțiuni. Această metodă este un sistem informațional care operează pe baza tabelelor Excel. Metoda privede analiza nouă factori de bază pentru estimarea periodului sanitare. Fiecare din acest factor conține cel puțin 4 variații. În total, programa permite de elabora până la 250 de milioane de variații. În afară de estimarea pierderii sanitare, metoda dată permite determinarea necesității minime în mijloace medico-sanitare și mijloace pentru evacuarea răniților. Partea a doua a metodei permite evaluarea pierderii sanitare la nivel tactic, folosind indexul răniților ca rezultat al estimării realizate în prima etapă a metodei. Pe slide este prezentat un element al metodei care implică introducerea informațiilor despre operația viitoare. Următoarea metodă este celulă pentru estimarea logistică pe compartimentul medical, care de semne este utilizat în forțele armate în SUA. Unul din avantajul acestei metode este posibilitatea determinării pierderii sanitare separat pentru forțele luptătoare, precum și pentru forțele de sprijin de luptă și de asigurare de luptă. După analiza rezultatelor utilizării metodei sus menționate, în proces de planificare a sprijinului medical, în cadrul exercițiilor desfășurate, s-a constatat că în procesul de estimare a pierderii sanitare este necesar să fie implicat nu doar personal medical, ci și specialiști din compartimentul de operații curente sau viitoare și din structură de personal. Un rol important în procesul de planificare a sprijinului medical îl prezintă analiza datelor privind pierderi sanitare umane în conflictul militar contemporane. Indicatorul important la descrierea pierderii sanitare în conflict militar este raportul între decedați în luptă și răniți în luptă. La indicatorul respectiv influențează mai mulți factori, cum ar fi modul de care bucățul de luptă, situația tactică creată, precum și eficiența activității serviciului medical. Structura pierderii sanitare este legată de modul ducerii acțiunii de luptă și tipul armamentului utilizat. În structura pierderii sanitare predomină regiuni prin armă de foc. Se observă tendința mișorării numărul răniților cu leziuni prin lanță. În conflictul militar din Georgia 2008, în rândul răniților din partea forțelor armate în Federația Rusă, numărul acesta nu a depășit cifra 6%. Predomină leziuni în urmă explozii amuniții. În conflictul militar din Ucraina 2014, 80% din numărul total al pierderilor umane a fost provocat în urma utilizării artileriei. În conflictul militar din Afganistan și în Irak 2001-2014, s-a constatat creșterea numărului răniților cu leziuni în urma explozilor a minilor, circa 50-60%. În cadrul conflictului militar din Afganistan, Caucazul din Nord și Georgia 2008, în analiză pierderilor sanitare s-a observat
că raportul dintre ofițeri militari pe contract și militari în termen au fost de 20-40% respectiv. În structura pierderii sanitare în toate conflictele militare contemporane continuă să predome leziuni ale extremităților. S-a observat că în urma furnizării vestelor de protecție militară, numărul leziuni în zona cutitul RAC și abdomenul a fost redus la nivel de 46% în conflict din Afganistan în 2001-2014. Eșelonarea asistenței medicală. În conformitate cu prevederile directivei NATO în 2010, imperativul intervalul optim în acordarea asistenței medicale recunoscut ca oră de aur a fost înlocuit cu intervalul 10-1-2, care costă din hemostază provizorie până la 10 minute de la momentul rănirii, evacuarea la subunitate medicală cu capacitate de efectua stabilizare funcției vitale până la o oră de la momentul rănirii, evacuarea la formațiune medicală care asigură managementul chirurgical de stabilizare a pacientului în vederea salvării vieții până la 2 ore de la momentul rănirii. În timpul testării durate de timp în cadrul citului de simulare desfășurate în cadrul Armatei Naționale, s-a constatat că intervalul 10-1-2 nu prevede timpul optim pentru acordarea asistenței medicale de către felcior companiei care activează la punctul adunării rănițelor, și anume administrarea analgezicelor și abordul venos perifezic. În baza rezultatelor citului sus menționate, se propune de introdus intervalul 10-30-1-2 în procesul de planificare șalonării sprijin medical în operație. În baza intervalului optim, rezultatele citului desfășurate se propun instruire forțe în mijloace de medical pe 4 niveluri, rol 1, rol 2, rol 3 și rol 4. Astfel, funcții medicale sunt eșelonate pe roluri diferite prin capacități minim clinice și paraclinice aflate la dispoziție. Noțiunile de capacitate trebuie să înțeleagă fiindcă ce și poate face funcția medicală, potrivind atribuției, competențelor și dotării. Subunitatea medicală din Milu-Roma prezintă următoare capabilități. Asigură asistență medicală primară efectivă, constând în activități de prim ajutor, triaj, stabilizare și pregătire rănistului pentru evacuare. Se găsește de regulă în sprijin medical batalionul pregăză. Formațiunea medicală din Milu-Rom 2 reprezintă următoare. Este structura medicală care asigură managementul chirurgical de stabilizare a pacientului în vederea salvării vieții și a medicului. Elemente de imagistică medicală, laboratorul clinic și farmacie. Echipa pentru managementul stresului de luptă se regăștește în sprijinul grupării tactice. Pentru această formațiune din nivelul rol 2 va include instituții medic-sanitare publice, spitale renale din zona de operație sau din apropiere. Formațiunea medicală în nivelul rol 3 este formațiunea medicală destinată asigurării asistenței medicală secundară, având capacitatea în vedere diagnosticării complete, tratamentul chirurgical specializat și recuperării. Rol 3 va include spital clinic medical central, instituții medic-sanitare publice, spitale clinice municipale. Formațiunea din nivelul 4 este formațiunea medicală care asigură asistență medicală prin întregul spectru de specialiști, investigatori și procedei medicale, și va include instituții medic-sanitare publice din nivel republican. În urmă, analiza rezultatelor exercițiului desfășurate în cadrul Armatei Naționale se propune interpunerea forță și mijloace serviciul medical rolul 1, nivel tactic, în 4 etape. Primul, locul rănirii, 2, punctul de adunare rănițelor, 3, punctul de punct medical al batalionului și a 4, punct medical al grupării tactice sau brigăzii. Analiza pierderii sanitare în urmă conflictului militar Caucazului din Nord a evidențiat că 20% din totalul de cetățeni ar fi avut șanse de supraviețuiască dacă li s-au fi acordat ajutorul necesar la timp pe câmpul de luptă. De asemenea, până la 30% din răniți care au ajuns la punctul medical al regimentului au prezentat stări grave cu urmare a hemorogiei masive, fără aplicare de rolul hemostatic. Pentru a diminua rata morbilității, este esențial să se inițieze acordarea primul ajutor cât mai rapid de la momentul rănirii. Termen optim pentru acordarea primul ajutor este primele 10 minute la locul rănirii în cadrul fazei recunoscute ca subdenumire de sufocul inamicul. Măsurile primul ajutor privăd hemostază provizorie cu turnichet, aplicarea pansamentului pe plagă. În baza lecției învățate în urmă conflictul militar din Caucazul din Nord, în structură subunităților, nivel pluton, Federația Rusă a fost introdus funcția de sanitar. La funcția de sanitar din cadrul subunităților au fost numiți militari fără studii medicale speciale. Instruirea la pregătire specială a fost desfășurată în centre instruire special amenajate. În baza rezultatelor exercițiului bilateral de simulare pentru acordare sprijin medical adecvat, în state de organizare la nivel de grupă, se propune introducerea în Armata Națională, se propune introducerea funcției de sanitar. Sanitarul nu are obligația a scoate răniță de pe câmpul de luptă. Pentru scoaterea rănițelor, comandantul de companie pune la dispoziție militari care temporar îndeplinesc atribuții de brancardieri. Bazându-se pe rezultatele obținute în cadrul exercițiului, se propune modificarea normelor de aprovizionare cu mijloace medic-sanitare existente în Armata Națională, prin dotarea efectivă cu trusă medicală individuală și a sanitarului, cu elemente de bază, precum turnichet, care permite aplicarea de sinistator, pachet
депансамент компресив тактик, бандаж окуляр, бандаж торак купава, фарфи. На поле стации национале, милитарии фără студии медикали специали, нова воя се утилизаза акт pentru декомпресии și препарати pentru калмарea дурерии în форма инжектабилă. Процедура кореспонсатори va fi ефектуата la următoare етапа, трусили сус менционати, но инклуд медикаменти. Următorul element în sistemul de eșalonare în geotactic este punct de adunare a răniților, în care sunt grupați răniți în cadrul companiei. La etapă se acordă ajutorul premedical, măsură de bază, privind calmarea durerii, asigurarea bordului vinos și perfuzia soluțiilor. Actualmente, în stadiul de organizare companiei de infanterie, includ funcția de felcer companie. La această poziție sunt desemnat personal medical cu studii medii de specialitate. În timpul exercițiilor de simulare, desfășurat la nivel național între anii 2016-2019, s-a constatat că activitatea felcerilor de companie la punct de adunare a răniților este dificilă, mai ales în ceea ce privește transbordarea răniților și transmiterea informațiilor prin stația radio. Pentru consolidarea asistenței medicale în această etapă, s-au propus în perioada de pregătire pentru acțiuni de luptă formarea o echipă specială formată într-un felcer de companie, un operator radio și doi avancardieri. Punctul de adunare a răniților este un element de bază în sistemul triajului medical. Triajul va începe cu repartizarea și de independență de semne vitale în grupe de triaj, aplicându-se algoritmul de triaj rapid în volumul minim tramit, bazat pe 4 criterii. La punctul dat se îndeplinește fișa medicală de triaj, înregistrându-se date de și măsurile efectuate. În timpul exercițiilor menționate anterior, în simularea activităților fișelor de companie la punct de anulare răniță, s-a observat necesitatea ajustării conținutului trusei destinate personal medical. Pe slide este prezentată dotarea trusei personal medical, care, în caz de posibilitate de asigurare a accesului vinos, dispune un aparat pentru efectuarea accesului într-un asos în vederea asigurării perfuziei. Pentru asigurarea acordării asistenței medicale la prima oră de la momentul rănirii, subunitatea medicală nivelul 1, cunoscută sub denumirea ca punct medical batalion, are responsabilitatea principală de a efectua, de evacua răniță din subunitățile batalionului, stabilizarea funcțiilor vitale a răniților și pregătirea acestor pentru evacuarea ulterioară. În cadrul analizei organizării sprijinului medical în conflicte militare contemporane, s-a observat că, la începutul primului conflict din Caucazul de Nord, batalionul de infanterie cadrul Forțelor Armate Federației Ruse a avut o singură funcție de felcer în structura lor organizatorică, cu un complet actual. Ca urmare, s-au luat decizie de a completa, de a implementa un principiu care se apropie asistența medicală de zonă de lupte, consolidând subunitățile medicale nivel tactic prin întărirea acestor cu forțe și mijloace suplimentare. Punctul medical batalion a fost compus din echipă medicală următoare componente: un medic, un felcer și 4 instructori sanitari. Pentru scoatere și evacuarea răniților au fost predestinate 3 mașini blindate și o altă sanitară. În structura Forțelor Armate SUA, implicate în conflicte militare contemporane, punctul medical batalionul de infanterie reprezintă echipă medicală compusă de un medic și 3 asistenți medicali. În prezent este imperativ să standardizăm structura organizatorică a punctului medical al batalionului de infanterie în cadrul Armatei Naționale. În timpul simulării activității în cadrul exercițiului multinațional desfășurat între anii 2016-2019, s-a constatat necesitatea constituirii unei echipe medicale pentru activitate în cadrul punctului medical al batalionului de infanterie. Această echipă este formată dintr-un medic, doi felceri și un sanitar conductor altă. Aceasta, din urmă, având și atribuția de operator radio netitular. Pentru transport personal și a bunurilor materiale ale punctului medical este disponibil un automobil special. Analizând experiența desfășurării acțiunilor militare, punctul medical al batalionului poate fi amplasat în 3 variante. Prima variantă este desfășurarea activităților punctului medical în cotă. De asemenea, acțiunile de luptă pot fi desfășurate în zona urbană, încesând poziționarea punctului medical în teritoriul localității. Analizând factori medico-geografice ale Republicii Moldova, se propune, independență de situația tactică, desfășurarea punctului medical al batalionului pe bază oficiului medic de familie din localitatea apropiată. În fața clădirii oficiului medicului de familie, de regulă, există o mică platformă care fi folosită ca zonă de triaj. Acest oficiu este compus de mai multe subunități, subdiviziuni funcționale, cu sală pentru asistență medicală de urgență, fiind subdiviziune funcțională principală. A treia variantă constă în aplasarea punctului medical în poziție genistică pregătită pe câmpul de luptă, în afara zonei locuite. În aceste circunstanțe, trusa medicală și trusa medicului sunt deosebite de utile, acordând o importanță deosebită echipamentului medical. În timpul analizei activităților punctului medical batalion, în timpul desfășurării acțiunii de luptă în Ucraina, perioada 2014-2016, au acordat o atenție specială prezenței trusului medicală produse pe compania Explorer M2 Mini Hospital. Suplimentar de
complete cu mijloace de pansament trusă conține seturi esențiale, set conicotomie, set pentru aplicarea suturilor, pentru hemostază provizorul, set pentru imobilizare. Totodată este necesar disciplină trusă dată cu preparate medicamentoase necesare. Punctul medical al brigăzii reprezintă următorul element și sistemul de așalonare speciei medical. Aceste formațiuni constituie unitate de bază a speciei medicale al brigăzii sau o grupări tactice, având ca sarcină principal stabilizarea funcției vitale a răniților și pregătirea acestor pentru evacuarea ulterioară. În urmă analizei modul de organizare a speciei medicale, etapa prespitalicească în conflicte militare contemporane, s-a constatat că în timpul conflictului militar ca caz minor a fost modificată structura organizatorică a punctului medical al regimentului. Din anul 1997, în state de organizare a regimentului de infanterie, s-au introdus o companie medicală în componență, doi chirurgi, un anesteziolog, un terapeut, un psihoneurolog și un ofițer de planificare a sprijinului medical. Prin analiză conceptul de sprijin medical pentru forțele armatele SUA, la nivel de brigadă, s-a constatat că în forțele terestre, formațiunii corespunzătoare sunt reprezentate de companie medicală și echipă chirurgicală înaintată. Pe baza lecției învățate după operațiunea Furtună de Pustiu 1991, s-a decis să se excluză spitalul militar chirurgical mobil din eșalonarea sistemului de tratament și evacuare la nivel diviziei. Echipa chirurgicală înaintată au fost atribuite misiuni care constau în acordarea asistenței chirurgicală răniților care, din diverse motive, cum ar fi hemoragie sau asfixie, nu pot fi transportate la etapa ulterioară. Această echipă este compusă din 20 de persoane, 3 chirurgi de profil general, un traumatolog, 2 asistenți medicali specializați în anestezie și 3 asistenți medicali pe profil general. Asistența chirurgicală acordată răniților se bazează pe răcii cu temă și control, intervenții chirurgicale orientate spre salvarea vieților răniților. Termenul damage control este preluat de vocabularul marinesc american și implică utilizarea tuturor resurselor disponibile pentru a asigura supraviețuirea navei aflare într-o situație de scufundare. Inițial, tactica tratamentului chirurgical programat a fost aplicată pentru a preveni decesuri la răniți cu leziuni abdominale severe, însoțite cu hemoragie masive. Aceasta include primenire eviscerării organelor și amânarea, restabilirea organelor afectate până la stabilirea funcției vitale a răniților. Bazându-se pe rezultatele obținute de exercițiu menționate anterior, s-a analizat și analiză practică contemporană în organizarea speciei medicale grupării tactice, se propune schema principală de desfășurare a punctului medical grupării tactice în condiții de campanie. Astăzi, structura propusă include modul de triaj, modul de acordare asistenței de urgență, modul de pansament, modul de evacuare, celulă de coordonare evacuării, două zelatoare, farmacie, cor destinat personalul și teren destinat pentru morgă. În funcție de situația tactică și medicală, această formațiune poate fi întărită cu echipe chirurgicale înaintate pentru a consolida capacitățile asistenței chirurgicale. Amplasarea punctului medical la marginea zonei de operație permite utilizarea subunității ca punct de transfer pentru evacuarea răniților și implicarea forțelor și mijloacelor din Sistemul Național de Sănătate în activitatea secției funcționale. În urmă studiului s-a evidențat rolul crucial al celulei de coordonare evacuării în cadrul activităților punctului medical. Acesta este subordonat al conducerii punctului medical și are responsabilitatea de a coordona evacuarea răniților de către etapele medicale ulterioare. Este o importanță fundamentală ca subdiviziunea să fie echipată cu mijloace de comunicare care se permite menține legătură radio cu serviciul 112 și cu NAMU. Acest lucru impune necesitatea unei stații radio tip Motorola, deoarece stația radio disponibilă nu permite asigurarea unei legătură radio directă cu serviciul menționat anterior. În cadrul proiectul de asistență externă care privește dotarea armată în țara cu 4 promoțiuni medicale tip Rolum nivel brigadă, au fost incluși furnizat echipament necesar pentru desfășurarea activității celulă. Concluzii generale. În profită faptul că majoritatea operațiunilor militare desfășurate la momentul actual în lume sunt cu caracter de mințarea păcii, în faza activă pot fi și alt tipuri cu caracter de conflict militar local sau regional. Experiența în sprijin medical al forțelor și conflictului militar în ultima perioadă indică că conceptul sprijin medical într-un conflict militar local diferă de la principiul de organizare sprijin medical într-un conflict militar major. Factori fizio-geografici, medico-geografici și geopolitici în teatru de operație sud-est favorizează organizarea și desfășurarea sprijin medical în operație. Reșind din particularități specifice ale conflictului militar local, planificarea sprijin medical cât și complexul de măsuri de tratament și evacuare sanitară, gienice și antiepidemice, logistică medicală necesită adaptarea la situația tactică și medicală reală creată. Structura ștudiutoare subunităților medicale implicate în sprijin medical la nivel tactic necesită ajustarea conform cerințelor contemporane. Rezultatul cercetării au contribuit la soluționarea unor probleme științifice importante prin fundamentale din punct de vedere științific și metodologic a sprijinului medical în operație în Armata Națională la nivel tactic.
recomandări practice. Mai atât, majorul aromatic național se elaborează conceptul dezvoltării capabilității fizice medicală pe termen lung, ca compartiment la planul dezvoltării calității militare a armatei naționale. Mai atât, major se modifică structura organizatorică a serviciului medical de cadru marilor unități și unități militare a armatei naționale prin consolidarea echipei cu numeric pentru activitate în cadrul punctului medical al batalionului de infanterie. Mai atât, majorul armatei naționale se asigură revizuirea dotării și cu bunuri materiale medico-sanitare efectivul și unități medicale, precum și a normei de eșelonare a bunurilor materiale medico-sanitare a forțelor armate. Mai este major, la urmate, se asigură introducerea în sistemul de formare și perfecționare a cadrelor medicale, instruirea acestor utilizând principii, forme și metode de sprijin medical contemporan. Mai este major, la urmate, se asigură perfecționarea modului de cooperare și interacțiuni dintre serviciul medical armate naționale și sistemul național de acordare sănătății. Raportul terminat. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru atenție. Da, acum vă rugăm întrebări la materialul teze prezentate. Rog, în sală, cine dorește, vă rog, vă prezentați întrebarea. Da, vă rog, cine are întrebări? Da, vă rog. Colonel Petcov, șef direcție Sănătate Publică, Secvența Alimentelor, Ministerul Apărării, Inspectoratul Militar. Domnul colonel, ați vorbit despre pierderile sanitare. Pierderile sanitare, cele care sunt în primul rând discutate, sunt cele legate de lupte. Pierderile sanitare, a doua grupă, sunt cele care nu sunt și cei care nu sunt direct legate de lupte. A fost studiat în cadrul lucrării dumneavoastră sau din lipsă de timp nu ne-ați comunicat? Da, a fost studiat. În timpul cercetării a fost studiat și pierderile sanitare în afară lupte, care sunt diviate în două subgrupe. Traumă în afară lupte și îmbolnăviri. Analizând literatură, analizând pierderile sanitare în conflictul contemporan, s-a constatat că practic până la 20-25% din pierderi generale sanitare, 20% sunt pierderi în afară luptii și este legată de, în primul rând, foarte mult accidente rutiere și încălcare tehnică securității. Analiza pierderii sanitare în afară luptii este responsabilitatea serviciului medical și este bazată pe analiza raportelor statistice anterioare, că îmbolnăviri, practic, numărul de îmbolnăviri rămâne la aceeași etapă sau cu creștere. După peste o săptămână s-a observat, peste 10 zile, 15 zile, în afară de plăci rănit, vin să adresați după asistență medicală cu probleme somatice. Mulțumesc. Da, te scut. Da, vă rog. Da, nu vreau să... Vă prezint și eu. Da, da, nu vreau să vă rog. Da. Nu, de poliție. Deci, prezint, vă rog, ați numit, ați utilizat termenul operație. Când învățam eu, când eram militar, operația se începea de la brigadă, divizie și mai departe. În text românesc scrie operație chirurgicală, operație în sens militar. Operație înseamnă activități, acțiuni militare de amploare pentru rezolvarea problemelor strategice. În același timp, dumneavoastră vă axați atenția la grup, pluton, companie sau companie? Da, da, companie. Da, da, și batalion. Dar e divergent și ceva? Batalionul este nivel tactic. De ce zic, o să mai abuzez sala, cum știu, și avem speciale operații, avem. Brigada este reprezentată, este formațiune operativ-tactică și gruparea este la gruparea tactică. Totuși, a fost în proces de planificare în operații, este axat și pentru... Dacă scrieți operații tactice, eu înțelegeam. Nu, asta... Ducerea tunelului de lucru. Nu vă spărați, asta e o întrebare pentru mine personal. De operat, da, mai brigat și mai sus, operație, mai jos, ducerea tunelului de lucru. Deci, eu am spus eu și cuvântul, dar vreau să vă întreb. Terapie antișoc la locul loviturii, până vine tovarășul, până vine sanitarul sau paramedicul, nu știu cum să-i spun lui, care este terapia antișoc? Prima este hemostază. Hemostază, că sistemul care turnește... Hemostază, mai departe... Hemostază, calmarea durerii, deja asta fie calmarea durerii.
abordovinos periferic. Nu mai abord, dar și într-o și în producție, dacă un nivel... Și vreau să-l obișnuiesc puțin pe domnul mare profesor, domnul traumatolog, dar imobilizare... Început și imobilizarea. Este. Este, da? Imobilizare, da. Dar atunci, bun, imobilizare provizorie. Atunci îl vezi să nu... Imobilizare provizorie cu surse disponibile. Bun, mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul profesor. Da, vă rog, cel mare. Da, vă rog, întrebări. Poftiți. Mă prezint și eu, colonel medic în rezervă, Pâsla, ca și domnul profesor. O întrebare care a apărut acum când am văzut propunerile noastre. Toate propunerile mi s-au aruncat în ochi, adresate în adresa Marelui Stat Major. Iar Ministerul Apărării, ca organul administrației publice centrale de specialitate, care răspunde de pregătirea cadrelor, de dotare, de elaborarea politicilor ce țin de pregătirea armatei pentru ulterioarele eventuale acțiuni de luptă, parcă acolo nu se arată. În momentul actual, asta este pusă propunere, este pusă reșind că la, structura medicală de planificare există numai la nivel de mare stat major și este responsabil, mare stat major este responsabil de... Mare stat major e comandamentul armatei care trebuie să concentreze la organizarea acțiunilor de lupte. Structura medicală la nivel ministerul nu avem, numai mare stat major. Eu m-am întors acum din Ucraina recent, că acolo ministerul e foarte mare acolo, pentru că fiind concentrat la asigurarea acțiunilor de luptă, comandamentul n-are când să ocupe cu alte lucruri, mai ales la etapa de pregătire, pregătirea cadrelor. Pregătirea cadrelor medicale nu e chestia mare de stat major. Dotarea, procurarea, procurarea echipamentului medical care trebuie să fie folosit, trebuie totuși, eu cred că măsurile astea să fie puse pe seama Ministerului Apărării ca, care asta e sarcina lui. Dar asta, mă rog. Structura trebuie întoarsă în Ministerul Apărării. Eu zic, nu e structura. Da. Structura nu e Ministerul Apărării. Mare sat major, tot nu asta. Mări, de la stare, nu știu. Da, muriți bani. Probabil, totuși, pe viitor, când va fi implementată în practică prevederile lucrării dumneavoastră, trebuie ținut cont de care e sarcina la o structură și la altă structură care țin de securitatea militară. Da, apărere de o structură care a fost în interior, direcția medicală în Ministerul Apărării, a fost transferată în direcția medicală în Marea Stat Major. Și în momentul actual nu avem structură specializată. Optimizat a fost, da? Propuneți, e restabilit. Da? Foarte corect spus. Da, mulțumim, domn colonel. Da, vă rog. Da, trebuie. Centrul consultativ diagnostic Ministerul Apărării. Domn colonel, în studiul dumneavoastră, ați analizat ce tip de batalion în sprijinul medical? Accentul a fost pus pe batalion de infanterie ușoară. Și propunerea care a fost dată reșind din studiu, asta privede structură și completare minimă a punctului medical la batalion. Totodată prezintă interes batalion de infanterie tip 1, care deja structura punctului medical este întărită și privede două echipe medicale, numărul total ajunge la 12 personal medical, la punct medical tip 1. Punct medical batalion tip 1, batalion de infanterie tip 1. Da, sunteți satisfăcut? Da, ori nu? Sunteți satisfăcut? Da, mersi. Da, vă rog. Întrebări? Da, vă rog. Colonel Chimerciu, mă interesează un lucru. Dumneavoastră ați pus propunere aici pentru Marea Stat Major, vreo 7, da? Dar până în prezent, ce în batalioane nu există punct medical, nu există sanitar. Nu a fost standardizat structura batalionului. A fost fiecare batalion cu structura lor, diferit. A fost diferit până la studiu. Stațiunul zilec. Iată, eu am fost șef stat major de brigadă. Știu că în fiecare batalion felicit. Exista. Da, felicit. Era punctul medical în brigadă și uneori știam că și în companie, da, există. Da, anterior fost punct medical. Acum, cum este acum? Iată, în brigada de infanterie motorizată, Belts, spre exemplu. A fost propus echipa medicală, un medic, 3, 2 este. Acum, cum este? Nu a fost propusă. În timp de pace una, în timp de război, se prevede cu totul. Sunt acum putem de pace. A fost, a fost efectuat modificări la structură. Sunt. De pace,
Da, sunt propus, probabil. Da, vă propune și o să insistați, nu? Nu, deja au fost spus că structura a fost implementată, toate batalionii au fost standardizate, practic fiecare batalion, structură unică. Egal. Și ești de medic? Da, deja. Nu, asta e altceva. Eu cred că e destul o întrebare. Da, domnul Răză vine cu... Cineva foarte insistă. Dar cine mai insistă, vă rog? Iată eu. Da. Dumneavoastră nu, nu am dat dumneavoastră te vreau. Până acum ați avut posibilitate. Da? Da? Terminăm, da? Întrebările, da? Bine, mă, de fapt, cuvântul să oferă domnul secretar pentru a prezenta concluziile la etapele premergătoare de susținere și avizuri venite din exterior. Da, vă rog, domnul secretar. Stimate domnule președinte, stimați membri a Comisiei Doctorat, stimată audiență, voi aduce la cunoștința noastră rezultate evaluării tezei la etapele anterioare. Voi menționa parcurs teza de doctor în științe medicale al domnului Sergiu Cărlan a fost evaluată în cadrul unității primare la ședința comună a Catedrii de Medicină Militară și Calamităților a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu la data de 28 octombrie 2020. Proces verbal numărul 4, unde s-a decis. A aprobat teza de doctor în științe medicale cu titlu Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operații, program de doctorat 331.03, medicină socială și management a studentului doctorant Cărlan Sergiu. Și a recomandat spre examinare și aprobare în cadrul ședinței Consiliului Științific al Consorțiului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu cu instituțiile organizatoare de doctorat din domeniul științei medicale, teza de doctor în științe medicale și a recomanda componența comisiei de doctorat și a referenților oficiali la teza de doctor în științe medicale cu titlu Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operația domnului Sergiu Cărlan, absolvent al doctoratului. În mod deschis, decizia a fost votată unanim pro. Nota informativă privind recomandările și obiecțiile la rezumatul tezei de doctor în științe medicale cu titlu Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operație a domnului Sergiu Cărlan, absolvent al doctoratului program de doctorat 331.03 Medicină Socială și Management, conducător de doctorat domnul Vasile Dumitraș, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, a conținut, în urma evaluării anonime, 4 recomandări, cu rezoluția de admitere spre susținere în comisia de doctorat după efectuarea modificărilor propuse. Acestea au fost operate conform notei explicative semnate de președintele comisiei de doctorat, domnul Nicolae Caproș, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, conducătorul științific, domnul Vasile Dumitraș, doctor în științe medicale, conferențiar universitar și domnul Sergiu Cărlan, absolvent al doctoratului. De asemenea, în adresa comisiei de doctorat au parvenit 3 avize de la recenzenți externi referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei și acestea sunt avizul domnului colonel medic Vladimir Trofimov, șef al Spitalului Militar Central, colonelul medic Andrei Marfen, șef al Centrului Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării, colonelul medic Ivan Petkov, șef Direcției Sănătate Publică și Protecția Alimentelor, Ministerul Apărării. Menționez că toate avizele parvenite sunt favorabile, apreciază pozitiv și înalt calitatea tezei și a rezumatului. Mulțumesc, domnul secretar. Cuvânt pentru răspuns la avizele parvenite. Domnul doctorant, vă rog să vă spuneți. Te mulțumiți pentru avizele primite din Minister. Da, vă mulțumesc pentru efortul care ați acordat și recomandările care ați făcut, dar practic au fost implementate. Mulțumesc pentru susținere. Da, mulțumim. Acum trecem la discuția și oferirea cuvântului la referință oficială la teza doctor în medicină. Conform regulamentului de atribuire a calificativului tezul doctorat, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Republicii Moldova, numărul 514 din 5 decembrie 2017, acestea fiind ca notate ca excelent, foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.
conform acestor atribute, noi trebuie să decidem calificativul la teza de astăzi care susține și ofer cuvânt primului, adică domnul referent, domnul Roman Targon, doctor în științe medicale, Ministerul Apărării, Spitalul Clinic Militar Central, membru Comisiei de Îndrumare, vă rog. Mulțumesc, președinte, stimați membrii Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, onorat asistență, permite să dau o apreciere succintă a tezei, argumentare contemporană a sprijinul medical în operație. Teza de doctor în științe medicale, argumentare contemporană a sprijinul medical în operație este direct legată de problemele din domeniul medicinii operaționale, iar actualitatea acestuia este în mare măsură influențată de reformele necesare în domeniul sectorului de apărare Republicii Moldova în contextul situației geopolitice din regiune. Scopul cercetării este expus clar și bine definitivat, corespunde tematicii științifice aprobate, iar obiectivele trasate au permis realizarea lor. Autorul a efectuat un studiu profund privind analiza și sinteza surselor bibliografice a conflictelor militare contemporane. În teza au fost folosite diverse metode de cercetare, inclusiv metode istorică, descriptivă, de comparație, de statistică și de prognozare. În timpul cercetării s-a analizat modul de planificare sprijinului medical în operație la diferite eșaloane, precum și evaluarea formațiunilor medico-militare la nivel tactic, dotarea lor cu mijloace necesare, în activitatea acestora. De asemenea, a fost efectuată analiza pierderilor umane în conflictul militar contemporan, analizate diferite metode de estimare a pierderilor sanitare probabile ca un element de bază în procesul de planificare a sprijinului medical. Metodele de cercetare utilizate în cadrul lucrărilor științifice a permis realizarea obiectivelor studiului. Lucrarea este actuală, corespunde exigențelor științei contemporane și sarcinilor practice medicale. Concluziile și recomandările practice prezentate sunt bine definitivate. Consider că acestea bazate pe argumentarea științifică vor contribui esențial la fortificarea sprijinului medical al trupelor în operațiuni militare la nivel tactic. Trebuie de menționat punctele forte a tezei, deținerea acestui la informație restricționată în domeniul de specialitate, evaluarea comparativă a conceptului de sprijin medical în operație în conflict militar contemporan comparativ NATO, SUA, ONU, Federația Rusă, evaluarea multilaterală a factorilor ce influențează asupra activității serviciului medical la nivel tactic și evaluarea sprijinului medical al trupelor în cadrul desfășurării exercițiilor de simulare desfășurate în cadrul Armatei Naționale în perioada anilor 2016-2020 cu elaborarea ulterioară a recomandărilor practici în scopul fortificării a sprijinului medical în operație normală națională nivel tactic. Recomandă acordarea titlului de doctor în știință cu calificativul bine. Totodată, vreau să menționez că am avut posibilitatea să particip la elaborarea acestei teze la bun început și am văzut progres evident de la inițial, adică de la elaborarea conceptului până la ultima etapă. Ce ține de denumirea tezei și din punctul de vedere lingvistic și înseamnă că a fost verificat, într-adevăr, sprijinul medical în operație se referă la sprijinul medical la nivel tactic și operațional și strategic, fiindcă sprijinul medical în operație reprezintă una din premisele asigurării succesului atât în desfășurarea acțiunilor militare propuse zise, cât și în activitatea umanitară la război sau în situații de criză. Și el poate fi utilizat în anumit așa context și la nivel tactic inclusiv. Mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumim, domnul rezident. Vă rog, domnul doctorat, vă spuneți. Domnul Conel, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră care ați oferit. Mulțumesc pentru sfaturi. Da, corect de la început, foarte mult am luptat cu domnul Conel, pe urmă lume la ajustarea tezei conform cerințelor. Vă mulțumesc, domnul Conel. Vă mulțumim. Cum se acordă doctoratul în științe medicale, profesor universitar, șef catedra de anesteziologie, patologie, numărul 2, domnul profesor, domnul Caru, vă rog. Stimați colegi, domnul ofițer, mult stimat domnule președinte, mult stimat domnule secretar, mult stimați membrii Comisiei de Susținere, țin cont că teza are un grip secret, vedeți că n-am nimic, n-am scris nimic, am să vorbesc fără fițuică. Fără arme.
Deci, operație, război, operație specială, conflict, așa mai departe, să-i spune pe nume, război. Tot ce e în armat e război, nu e operație, e război. Citiți dexul, vă rog, și punem punct. Fiindcă nu ne spunem după deget, că atunci nu vom fi gata de război. După Marele Război Mondial, când prin anii 45, 50, 60, medicina militară a avut o dezvoltare fantastică, bazată pe experiența la al doilea război mondial, și ea a adus o mare, această medicină fantastică, a adus un mare aport, însă cu părere de rău ne-a hipnotizat. Adică am rămas, am început să rămânem la nivelul trecut. Dar acum ce se întâmplă? S-a început așa un polici, război din Coreea, unul mai mare, Vietnam, Afganistan, Irak. Și ne-a demonstrat că medicina militară, medicina de război, nu e atât de desiguratică, se aseamnă cu medicina calamităților, cu medicina catastrofelor, cu medicina situațiilor extreme și așa mai departe. Vreau să spun că nimeni încă nu a definitivat, deci domnul colonel, eu nu am să, din contră, să accentuez actualitatea temei dumneavoastră. Nimeni nu a definitivat activitățile respective în oricare așa spațiu geografic sau regiune geografică. Noi suntem o țară mică. Suntem, practic, rar cine ne e în valoare ca o putere militară. Dar noi nu vrem să murim. Noi vrem să ne acordăm ajutor medical. Noi vrem să supraviețuim. Și vreau să spun că actualitatea temei respective are o pondere foarte semnificativă. De ce? Dumnealui a prezentat, dar modest, că în multe războaie contemporane, despre unde sunt războaie, nu conflicte, războaie contemporane, pierderile sanitare au fost mult mai mari datorită faptului că nu s-a acordat primul ajutor medical și nu. Adică s-au încălcat două principii. Nu a ajuns medicina la timp la rănit sau rănitul la medicină. Una din două. Principiul respectiv, el va fi veșnic. Rănitul la doctor și doctorul la rănit. Deci, și în acest context se apreciază toată situația. Se face, am citit în lucrarea domnului Dumitraș, cercetarea militară, în alte cărți, inteligența militară, în alte cărți, recunoaștere, așa mai departe, m-am încălcit și eu în terminologie. În Rusia era simplu, medicinska rozvedka. De aceea m-am încălcit. Și de ce dumneavoastră ați încercat, și bravo, dar cred că vă faceți și ca militar, cercetare medico-militară a țării noastre. În contextul nu numai războiului, că războiul pe noi într-o oră ne trece cineva acolo și înapoi, dar în contextul pierderilor sanitare masive. Ce înseamnă situație de excepție? Asta nu înseamnă că sunt străniți. Sau puțini, sau atunci când forțele și mijloacele nu corespund cu volumul de lucru. Vă dau pildă. Spitac. Au fost aduși 600 de persoane cu CRAP sindromul Moscova. Eu am fost chemat, domnul Bogunel știe. Am fost chemat. Moscova nu s-a scris cu 600. Dar ce pentru Moscova 600? Asta e o picătură. Dar toți erau cu CRAP sindrom. Toți zici stau de liză. Da, și Moscova s-a negat. Adică aprecierea situației. Deci, variantele care le-ați propus dumneavoastră, eu nu spun că ele sunt recete. Ele sunt variante. Principii, variante. Receta propriu-zisă va fi cu 2, 3, 4, 5 ore după conflict. Când imediat vom avea posibilitatea să apreciem la justa valoare starea militară, starea medico-militară, starea sanitară și așa mai departe. Fiindcă noi acum nu ne așteptăm doar la răniță cu armă de foc, cu fracturi, cu tare. Poate fi și armă chimică, poate fi și armă biologică, și armă, mai știu eu,
de care doriți, de care nici n-am văzut, pe vacuum și altele, de care noi nici nu știm. Și de aceea, principalul principiu în situația respective este modelarea, să modelăm cât mai multe procese, lucrarea dumneavoastră foarte bună, de modelat procese. Vă trebuie modelul dumneavoastră foarte bine, nu vă trebuie tot de bine, dar să fie cât mai multe modele. Când noi ne trezim, eu am experiența mea, ca să am vârsta, am colonel, am peste 70 de ani și mai există un colonel, tot colonel, profesor. Deci, pot să mă laud. Afganistan, Turcia, cutremur, Arzamas, Sverdlovsk, Neftibazul, Zbrotare, Ufa, gripa A1H1, care a fost, toți cei grai au fost la Republicană, acum COVID-ul, 4.000 de bolnavi ultragravi au fost la Republicană, 4.000, vă închipuiți? Și tot am, și vreau să spun, eu mă luau pe mine, dar vă dau, cum să zic, bine dumneavoastră. Organizarea militară a terapiei intensive la Spitalul Republican a dus că letalitatea la noi în terapie intensive a fost 30%. În Statele Unite, în New York, a fost 88%, în Moscova 69%, în Australia a fost 10%, nu știu, cu mult mai bună decât la noi. Dar noi, la noi, letalitatea la Republicană a fost cu mult mai mică ca în Europa. De ce? Am utilizat procedeile militare, triajul respectiv. Triajul nu înseamnă numai bolnav grav, foarte grav și mai puțin grav, sau agonal și neagonal. Triajul înseamnă, la timp, măsurile respective, vine la noi 6 bolnavi, ce se face? Se punea la toți cateter central, monitoring, sora punea 6 sinici automate la toți, ulterior doctorul mergea și vedea, băi, aici nu pune un filin, pulsul prea înalt, scade un filin. Și deci, în așa mod, am avut succese. Deci, prea mult vorbesc, dar când ați mai văzut atâta militar de mine în sală. Deci, ce vreau să spun? Aș vorbi foarte mult. E important terapia antidurere. E importantă terapie infuzională. Nu faci infuzie, ne-ai pus infuzie, gata, șoc s-a dus. E important mobilizarea, sau imobilizarea, mai bine zis, a fracturilor dar principiul de bază, cât mai repede doctorul la bolnav, medicul, sau invers. La început, îmi pare că a spus că nota mea e excelent, da? Mai repetați-o. Excelent, și domn colonel merită pe deplin titlul de doctor în medicină. Mulțumesc, domn profesor. Mulțumesc mult. Da, vă rog. Cuvânt de răspuns. Domn profesor, domn colonel, mulțumesc pentru sfatul pe care noi am discutat înainte de acest sfatul de noapte. Foarte util a fost pentru cariera mea viitoare. Foarte, da, este problema la nivel tactic, dacă la nivel tactic mai este făcut preșpitalicească, dar nu când este volumul de plin, practic, șansa o supraviețuire în scale confederale. Mulțumesc, domnul. Mulțumim. Cuvânt să oferă secretarului Cuțelui de Apărare pentru a citi avizul prezentat de domnul Ciubare Iuri, doctor în științe medicale, confidențial universitar, Ministerul Apărării, Academia Militară a Forțelor Armate, care este absent din motive de serviciu. Da, vă rog. Voi aduce la cunoștința dumneavoastră, stimați membri a Comisiei de Doctorat, stimată audiență, domnul președinte, avizul asupra tezei de doctorat, argumentarea contemporană a sprijinului medical în operația studentului doctorant Sergiu Cărlan, program de doctorat specialitate 33103 medicină socială și management, conducător domnul Vasile Dumitrar, doctor în științe medicale, conferențial universitar, colonel medic în rezervă, aprecierea succintă a tezei. Teza de doctorat abordează problema sprijinului medical în operație militară, cu accent special pe medicina operațională la nivel tactic, în contextul conflictelor militare contemporane. Actualitatea temei este argumentată prin necesitatea dezvoltării capabilităților Serviciului Medical al Armatei Naționale în contextul schimbării radicale a caracterului conflictelor militare contemporane și anume modalității de ducere a acțiunilor de luptă.
Scopul cercetării este prezentat în mod clar și precis, este în concordanță cu tematica abordată, obiectivele stabilite au fost în întregime atinse. Autorul a realizat o cercetare exhaustivă a sintezii surselor bibliografice legate de conflictele militare contemporane și sprijinul medical a forțelor, structurată în 5 etape distincte. Focalizarea studiului s-a concentrat asupra sprijinului medical la nivel tactic în cadrul grupului de cercetare Grupă Pluton, Companie Batalion. Metodele alese au permis o abordare amplă și detaliată a subiectului, acoperind atât aspectele teoretice cât și practice ale sprijinului medical în operațiile militare contemporane. Perspectiva oferită de autor a fost cuprinzătoare și informativă, facilitând o înțelegere profundă a sursei de informații disponibile. Această analiză a contribuit la o înțelegere detaliată a contextului și evoluției conflictelor militare. Analiza planificării sprijinului medical la diferite niveluri s-a concentrat pe evaluarea misiunii, structurii organizatorice și dotării subunităților medicale la nivel tactic. Această analiză a furnizat informații esențiale pentru a evalua eficiența și eficacitatea în condiții reale ale operațiilor militare. Analiza pierderilor sanitare umane în conflictele militare contemporane a fost de o importanță crucială în proces de estimare a pierderilor umane probabile. Evaluarea a reprezentat un element de bază în procesul de planificare a sprijinului medical adecvat în contextul conflictelor armate actuale. Concluziile și recomandările practice, rezultate din cercetare, sunt bine conturate. Ele se întemeiază pe un fundament științific solid și sunt de o importanță esențială pentru îmbunătățirea sprijinului medical în operațiile militare la nivel tactic. Acest studiu are un aport semnificativ în domeniul medicinei operaționale și poate contribui esențial la consolidarea sprijinului medical în cadrul Armatei Naționale. Punctele forte ale cercetării includ focalizarea și relevanța tematicii, înțelegerea profundă a sursei de informații disponibile pe specialitate, competența, compleanța cercetării și argumentarea solidă, detalierea și profunzimea analizii misiunii, organigramei și dotarea formațiunilor medico-sanitare la nivel tactic, recomandări practice și relevanța în domeniu. Lacunile depistate. Recomand acordarea titlului de doctor în științe și calificativul bine, asta a fost, lacune ați înțeles, e zero. Recomand acordarea titlului de doctor în științe și calificativul bine, mă repet, în baza actului normativ în vigoare, regulamentul privind atribuirea calificativului tezelor de doctorat aprobat pe ordinul numărul 514 din 5 decembrie 2017, cu privire la aprobarea regulamentului și atribuirea calificativilor tezelor de doctorat. Referent oficial, Ciubara Iuri, doctor științe militare, conferențiar universitar, colonel rezervă, Academia Militară a Forțelor Armate, Alexandru cel Bun. Semnat. Asta a fost avizul domnului Ciubara. Mulțumim, mulțumesc. Conferențiar? Da, răspundeți probabil că dumneavoastră nu este trebuie să răspundeți. Colegi. Da. Vă spun la mulțumire domnul Iuriu Ciubară, colonel rezervă, eu ca și ca primul comandant a meu, în cadrarea armată. Eu tot, noi am discutat cu sunt foarte mult la, în timpul elaborării tezei, am ajustat vocabularul militar cu, și am ajustat teza la cerințele respective. Mulțumesc, domnul colonel. Mulțumim. Acum trecem la discuția liberă a tezei. Iau cuvântul membrii comisiei, da? Cuvântul se oferă domnului conducător științific, domnul colonel medic, domnul prezent intrat, vă rog, domnul colonel. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, onorat asistență, domnilor ofițeri, sunt foarte bucuros că astăzi noi discutăm această temă și cu mare greu am ajuns până a fi finalizată
Și vreau să comunic că așa ședință a avut loc cu 18 ani în urmă, în 1995, când a fost discutată teza de doctor în științe medicale la tema argumentarea științifică a conceptului sistemului de tratament și evacuare la trupele armate naționale în condiții de campanie. Ca materiale au fost utilizate toate materialele absolut a Ministerului Apărării și a Ministerului Sănătății, a Ministerului de Interne, a spitalelor raionale care au luat parte la asistența medicală răniților și bolnavilor în conflictul militar, în războiul de la Nistru. Și s-a finalizat cu câteva concepte, unul dintre care, care este și astăzi valabil, este integrarea medicinii militare cu cea civilă la nivel de spital. Noi, așa cum a fost relatat aici, suntem o țară mică, așa, nu putem avea spitale militare campanie, nu putem avea detașamente medicale independente ca să putem acorda asistență medicală unui număr impunător de răniți și bolnavi. De aceea am avut mare de noroc atunci, fiindcă toți medicii de spitale raionale au trecut catedra militară și chirurgia de campanie la traumatologie cu chirurgia de campanie. Da, i-am orientat un pic să citească indicații de chirurgie de campanie, au făcut câteva erori la început, câteva zile, dar pe urmă au mers bine. Și a doilea principiu a fost cel de a folosi sistemul de acordare asistenței medicale în condiții de campanie și în condiții de calamități. De ce? Iată aici, mulțumesc domnului profesor Cojocaru, care suntem și prieteni și colegi și am fost împreună în Turkestan. Dumnealui era comandant adjunct pe activitatea curativă chiar în Kabul, iar eu eram în Marâne și comunicam. Am avut o experiență foarte și foarte mare. Și atunci, iată, domnul colonel, domnul profesor, a accentuat că patologia apărută în condiții de război este foarte asemănătoare. Factorii lezanți, mecanici, termici, actinici, nu dă domnul să fie psihoemoționali și alte. Deci ei sunt acei factori care pot fi și în condiții de pace și în condiții de campanie cu unele particularități specifice. Și metodele de acordare asistenței medicale, chiar și sistemul, după indicațiile Organizației Mondiale a Sănătății, în procesul de lichidare a consecințelor medicale a calamităților, este sistemul de tratament pe etape cu evacuare după destinație. Este sistemul contemporan. Ce s-a vorbit aici, însă, s-a modernizat armata, s-a modernizat sistemele de ducere a acțiunilor de luptă. Armamentul sau inteligența umană apare, care poate fi folosită și în interesul serviciului medical. Căutarea răniților pe câmpul de luptă, acordarea, chiar transmiterea trunselor pentru acordarea primului ajutor, modalitatea autoajutor. Ați văzut că Ucraina a fost așa. Caz când drona aceasta a dus trusa pentru acordarea primului ajutor, ceea ce a dus la salvarea acestui rănit. Și atât principiile acestea, clar că au fost bune și s-au implementat, însă sprijinul medical, după cum tot știți, include nu numai măsurile de tratament și evacuare, măsurile sanitaro-igienice, antipidemice, măsurile de logistică medicală și cel mai important, dirijarea. Orice deși când face serviciul medical. Și atât noi am ajuns la concluzie după ce domnul Cărlan și domnul Barfield au absolvit masteratul la catedre, au făcut tezele de masterat tot bune, așa, ca să luăm două teme. Una din teme să fie în condiții de război, iar una optimizarea sistemului de asistență medicală în condiții de pace. Și domnul Marcel lucrează. Eu cred că lucrează domnul Marcel și o să lucrez până la sfârșit. Și a apărut problema cu Comisia din Drumare. Că știți că până în 2014-2015 nu era comisie. Era conducătorul și consultantul științific. Și atunci ne-am oprit la specialiștii care cunosc problema. Și în primul rând domnul Targon, domnul colonel Targon Stalu,
clinic militar central, accentuez clinic, fiindcă acolo treci procesul de instruire, așa, doamna Spinei, care este foarte bine pregătit și toți ne-a învățat și ne învață mai departe în ceea ce privește metodologia cercetărilor și dacă merge vorba de timp de război, păi am luat un doctor în știință militară, pe domnul doctor în știință militară Nicolae Chimerciuc. Am mers treaba binișor, dar când am început să analizăm și să deja să finalizăm, a apărut problema că materialele sunt clasificate, secrete. Și numai datorită ANACEC-ului, așa, Agenția Națională pentru Cercetare, datorită școlii doctorale și altor deci, demnitari care au intervenit, s-au luat decizia de a nu trece prin comisia de profil, fiindcă ne-am pomenit că n-au acces la materialele secrete. Eu cred că rezultatele cercetării, așa cum a spus iar, mă întorc la colegul meu, domnul Coliocar, nu sunt o axiomă. Sunt niște principii de bază. Fiindcă în fiecare caz concret, dumneavoastră ați fost și la aplicație, ați participat la multe intervenții, tot depinde de situația concret creată. Și atunci conducerea trebuie să fie flexibilă, iată accentua domnul doctor, flexibilă și de schimbare. Fiindcă nu putem noi să mergem, dar noi planificăm din timp și în condiții de luptă și în condiții de dezastre, dar nu întotdeauna situația reală coincide cu ceea ce noi am planificat. Și dacă noi mergem mai departe așa, este foarte rău. Deci trebuie să fim flexibili, să modificăm planurile și să transmitem subalternilor schimbările acestea ca ei se poată îndeplini. Și încă un moment foarte important la care domnul colonel s-a oprit, asta e viriga de bază în sistemul de acordare a asistenței medicale, cel mai vulnerabil, câmpul de luptă. Câmpul de luptă, după părerea mea, după multe analize, este cel mai vulnerabil sector sau segment în acordarea asistenței medicale. Fiindcă aici și eu când am făcut teza am citit multe. Pot fi până la 30-40% mortalitatea câmpului de luptă dacă nu se acordă. Mai cu seamă în caz de șoc traumatic. Și atunci, iarăși domnul profesor, imobilizarea. Măsură antișoc foarte simplă, foarte simplă. Dar în caz de traume a membrilor și a altor regiuni anatomice, imobilizarea are o importanță deosebită. De aceea și s-a pus accentul aici, așa, nu știu pe cât va fi de implementat în practică lucrul acesta de dotare a ostașilor și apare și altă problemă, instruirea ostașilor. De aceea, iată, în Academia Militară sunt ori pentru acordarea asistenței medicale. Și medicii de unitate, evident că au ori pentru instruirea ostașilor în ceea ce privește acordarea primului ajutor, salvarea vieții acestora. Acum câteva cuvinte despre domnul doctorant. Mie îmi pare foarte bine și universitatea. Îi mulțumesc și domnului colonel Sergiu Cuzlan, că ne ajută și dumnealui foarte bine îmbină activitatea de bază cu activitatea didactică. Începând cu anul 2012, dumnealui este asistent universitar la Catedra Medicină Militară, are, deci, o experiență de lucru, de activitate foarte mare și are foarte multe, a avut foarte multe deplasări pentru instruire, inclusiv în Statele Unite ale Americii, în Germania, în Italia. Eu când am văzut la bun început, i-am spus, domnul Sergiu, mă tale numai te-ai plimbat. Dar aceasta este foarte binevenit. Fiindcă se face o instruire în planificarea strategică a asistenții medicale timp 3 luni în Germania sau în Statele Unite, asta ceva înseamnă. Așa. Și dumnealui acum învață și pe noi, fiindcă eu n-am trecut așa cursuri și le cunosc de la dumnealui. În afară de aceasta, el participă la elaborarea materialelor didactice și cel mai principal în limba engleză, fiindcă dumnealui, la rând cu domnul Martin, Andrei Martin, la rând cu Vasile Alcaz și alții, iată, domnul Trofimov, activat,
știu limba engleză bine, noi, de generația noastră, mai vârstă, nu prea cunoaștem, poate și cunoaștem, dar nu putem vorbi fluid, de aceea este foarte binevenit. Și pe viitor, cred că mai devreme sau mai târziu, toți vom trece în rezervă sau în retragere și dumneavoastră vor vedea și vor transmite acele cunoștințe care le-au căpătat în procesul activităților viitorilor medici. Și aici aș vrea să pun un accent în faptul că este foarte necesar să instruim nu numai studenții rezidenții, dar și medicii, medicii din spitalele raionale, din spitalele orășănești. Și de trecut iarăși la sistemul, când vine la perfecționare, măcar câteva zile să treacă medicina calamități sau medicina situațiilor excepționale. Fiindcă după clasificare după origine, războiul este o calamitate cu aspect social. Așa. Și dacă ei vor trece, vor avea cunoștințe. Noi cu seamă în cei ce privești triajul medical. Triajul medical nu se face pur și simplu așa. Dar pentru a stabili prioritatea în acordarea asistenței medicale. Iată cuvântul cel mai potrivit, cred. Prioritatea în acordarea asistenței medicale. Și dacă doctorul nu știe, el vede că unul arată grav, îl ia, dar 10 minute altul decedează. Când acela putea să aștepte, dar îl lua cel care este grav sau extrem de grav. Dar aceasta trebuie să ocupe doctorul, cel mai pregătit doctor. La aceasta trebuie să atragem atenție. Domnul Sergiu Hârlan, evident că am trecut și pe conducătorul după medalii și noi suntem foarte bucuroși că dumnealui are distincții de stat, are Ordinul Credință Patriei de gradul 3 și are medalia pentru vitejie. Dumnealui a participat în Irak, în misiunile de menținere a păcii și această medalie, iată, eu întreb deja militarii de carieră, sunt pentru militar, pentru vitejie. Iată, domnul Hârlan, prin decret prezidențial, i s-a decernat medalia pentru vitejie, ceea ce este foarte, foarte important. În general, eu vreau să mulțumesc tuturor care au contribuit la realizarea acestui proiect științific și de domnul să putem realiza și al doilea proiect științific și mai avem și un proiect, alt proiect științific pe care l-am început și cred că dumneavoastră trebuie să cunoașteți, se numește el Consecințe Medicale Tardive, dar noi vrem să adăugăm și medico-sociale tardive la participanții războiului de la Nisru. Pentru a vedea ce s-a întâmplat cu ei, care sunt acele consecințe, interrelația dintre trauma care au primit-o și starea de sănătate actuală și a da guvernului propuneri pentru asigurare socială, ceea ce este foarte și foarte important. Așa. Și vă mulțumesc președintului, grupului de îndrumare, mă închid în fața dumneavoastră, ne-ați ajutat, domnul profesor Codrocaru, care mai bine decât dânsul, calamitățile, nu le știe nimic, când că iau și-n arza masa, și unde, dar unde mă n-a fost, fiind chiar în Moscova, au chemat de Gorki, cum se cheamă? Nici din nou. Da, au chemat și-au trebuit de pe o lună, două, în focarele de calamități, de tehnogene. Și dumnealui efectua triajul medical, mai cu seamă Ufam, sper că atunci unde a explodat un tren acolo, da? Două. Vă mulțumesc la toți și... Cum apreciați teza, da, vă rog, da, să ca să fiu modest? Da. Eu și nu știu cum. Cum excelent. Aveți drept, dar spuneți cum vă spuneți. Excelent. Eu vă mulțumesc de atenție. Mulțumim, domnul. Da. Și vă doresc sănătate și pace, să avem pace. Iată asta. Mulțumim, domnul colonel. Cuvântul s-o oferă domnul doctor abilitat în medicină, domnul profesor universitar, domnul Bahnerel Ion, disciplina de igienă, învățată de fapt de genul farcin, Nicolae Țimțanu. Vă rog, domnul profesor. Și te uiți la ceas. De acum am spus. Onorate domnule președinte, onorați membri al Consiliului Științific, onorați ofițeri, onorați profesori, stimați colegi.
Pentru mine e o bucurie deosebită să particip la așa o susținere. Eu socot că astăzi este o sărbătoare atât pentru serviciul medical al armatei, cât și pentru Alma Mater, Universitatea de Medicină și alte instituții. S-au depănat amintiri aici, dacă depun și eu amintiri, cam tot timpul am avut o colaborare foarte frumoasă cu serviciul medical al armatei, poliției. De ce? Am fost în tare mult perfecționer și eu. Cel mai bun model, socot eu, pentru o țară mică, este Elveția și Israelul, unde și militarii și civilii lucrează pe aceleași standarde de diagnostic, de tratament, profilaxie. Și periodic sunt pregătiți. Era un sistem bun, a spus Vasile Ivanovici aici, era un sistem bun. Și el trebuie revitalizat, fiindcă, zic, este dictoanele că à la guerre comme à la guerre, și dacă vrei pace, trebuie să te pregătești de război. Și noi vrem, nu vrem, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să fim pregătiți exact pe aceleași standarde și în aceeași măsură ca să putem unii pe alții să ne ajutăm în dependență unde sunt mai mari urgențele, la militar sau la civil. Lucrul ăsta trebuie gândit foarte bine și trebuie de întors la acest lucru. De aceea eu socot că teza domnului colonel este extrem de importantă, impresionează volumul investigațiilor. Pentru mine cel mai interesant sunt concluzie și algoritmul și modelele pentru sprijin medical în operațiuni. Dar sunt absolut de acord că, cum spus și domnul profesor Cojocaru, asta nu-i tot. Putem, de aici putem depăna mai departe, dar bine că este acest pionerat și bine că s-a venit cu această inițiativă pentru ca, că vom urma. Noi nu avem de ales. Armele sunt tot mai sofisticate și urmările acestor arme sunt tot mai grele. Până fac o evaluare generală, că eu am participat la mai multe etape, îl cunosc pe domnul colonel de mult, am umblat împreună la conferință, am umblat împreună la pregătiri. Eu știu când eram în serviciu practic, fiecare 5 ani îmbrăcam uniforma, automatul, 3-5 km pe jos, tragere și ultima dată a fost cam vreo 15 ani urmă. Da, da, da. Că mai erau resurse. Da. Deci era încă. În privința cuvântului operațiuni. Operații. Pentru medici, operație înseamnă un factor. Pentru militari înseamnă altceva. Pentru finanțiști, operații financiare înseamnă altceva. Dar pentru bandiți, acolo operația nu. Deci, eu, până am terminat, zic, părerea mea despre teză, mi-aduc aminte așa un scurt mesaj. Raportam la guvern legea alimentației. Generalul Papuc, fost ministru de interne, dormea un pic și s-a trezit. Se uită la mine, dar tu ce treabă ai cu alimentele? Alimentele sunt noastre. Zic, domnul, voi aveți alte alimente. Noi vorbim de alimente cu sens de produse alimentare. Așa, cuvântul trebuie lăsat așa, un el este, el trebuie luat în context. Există operații militare, operații medicale, operații financiare și așa mai departe. Teza corespunde cerințelor ANACEC și a Ministerului Educației și pretendentul pe deplin merită titlul de doctor în științe medicale. Și eu propun cu titlul excelent, felicităm conducătorul și felicităm pretendentul, domnul colonel, și vă rugăm amândoi în continuare să mai creșteți și să aveți această implicare mai largă spre cei civili. Fiindcă nu avem de ales. Putem scăpa numai împreună. Cam pesimistul sunat
la domnul Cojocaru, că în câteva ore gata cu noi se termină. Dar eu stau și mă gândesc că n-are cum să se termine. Ucraina ne-s prieteni și românii ne-s prieteni. Deci să nu fim pesimiști, dar să fim pregătiți trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc, domn profesor. O spus, excelent. Cum să fie domnul profesor? Domnului colonel medic în rezervă. Da, domnule. Nu, dar am lucrat pentru asta, domnul colonel. Da. Nu am primit deja. Cuvântul se oferă... Cu secundă, da. Replică. Da, vă rog, da, domnul. Deci, ofițeri, stimați colonel. Operație, din punct de vedere militar, și tactica, astea sunt două noțiuni diferite. Două niveluri. Două niveluri. Eu deloc n-am făcut observații în privința că ceva nu merit sau ceva greșit. Nu. Dar să știți că este operativul prostor, tactici prostor. Strategici, da. Voiemă iscustă, da. Deci, să mă trebuie. Tot asta se împart. Tot ce până la brigadă e tactică. Cei de mai sus de, e deja operație. Așa, în toate cărțile militare, care dacă avem câteva brigăzi. Câteva brigăzi, dacă avem câteva brigăzi, strategii, dacă avem doar batalioane, tactici. Corect. Operativ tactic, brigăzi, da. Corpul de armată. Și deci eu, operativ tactic. De aceea, mod semaz militar. Dacă noi ne încurcăm în definiții, încurcăm misiile. Și dacă noi privim la un lucru, prin trei viziuni, să am succes, o să avem. Foarte atent. Așa și medicină. Da. Că Dexul dă dreptate la toți. Dexul scrie că am acțiune militară de amploare. Depinde ce Dex, dacă da. E medicală, e operație chirurgicală. Independență din care parte te uiți. Da, Dex. Mulțumim, domnul profesor. Să oferă cu domnul consilier universitar, domnul doctor în medicină, domnul Anatolie Bulhac, mă rog, domnul secretar, să vă-i spun dumneavoastră, scoteze. Stimat domnul președinte, stimați membri, stimată audiență, astăzi avem spre examinare și apreciere o teză actuală, necesară și de importanță majoră, în contextul situației reale, atât la nivel regional, cât și la cel global. Studiul reprezintă o lucrare complexă, originală și este efectuată la un nivel metodologic contemporan. Scopul cercetării e expus clar și bine definitivat. Corespunde tematicii științifice aprobate. Iar obiectivele preconizate au contribuit la realizarea în totalitate a scopului. Noutatea științifică și valoarea aplicativă a lucrării este incontestabilă și se manifestă prin aprobarea și punerea în aplicare prin ordinul Ministerului Apărării a manualului privind sprijinul medical în operație. Rezultatele studiului efectuat au contribuit la elaborarea și aprobarea unui nou concept a sprijinului medical în operație în conformitate cu rigorile actuale, care a devenit o parte componentă de importanță majoră a planului dezvoltării capabilităților Armatei Naționale. Analiza modului de sprijin medical al trupelor la nivel internațional în diferite conflicte militare în timpul ultimilor decenii a motivat ferm necesitatea revizuirii și aprobării normelor de aprovizionare a trupelor cu mijloace medico-sanitare. Dotarea subdiviziunilor medicale cu echipamente medicale și mijloace tehnice de evacuare, ajustarea statelor de organizare a serviciului medical a Armatei Naționale. Toate acestea contribuind semnificativ la dezvoltarea capabilităților serviciului medical a forțelor armate ale Republicii Moldova. Rezultatele cercetării au fost publicate și comunicate în reviste științifice și foruri științifice atât la nivel de țară cât și peste hotare. Complexitatea problemei abordate în studiu efectuat va permite ca rezultatele cercetării să servească drept suport metodic și informațional pentru specialiștii de profil din structurile de forță și un suport valoros, menționez, în reeditarea manualului
managementul sanitar în campanie pentru instruirea la nivel înalt a viitorilor ofițeri medici. Lucrarea respectă cerințele și prevederea actelor normative cu privire la elaborarea și redactarea tezelor de doctorat. Tezii poate fi atribuit titlul excelent, iar domnul Sergiu Cărlan merită acordarea titlului de doctor în științe medicale. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Păverințear. Îmi permit să mai spun și eu asupra teze, când dați voie. Mulțumesc, domnul rector. Eu vreau să sunt aici cu domnul Trofimor, domnul colegul Trofimor, directorul Spitalului Militar Central. S-au expus domnul Pâslă, domnul colonel, domnul ofițer, colegi, oaspeți. O temă care, într-adevăr, ne doare pe toți. S-au expus eu, probabil, că e asupra acestei temați și mai multe persoane din țara noastră vor spune și în, așa spune, nu la rece ar spune, fiindcă pe mulți ne doare să spunem că tot excelent la momentul actual, sau au fost până la momentul actual. Eu țin minte vreo 10 ani în urmă glasuri că în spitalul militar central trebuie nici acesta fi închis. Nu e necesar. Armata Națională trebuie dat la o parte. Nu mai este necesar. Eu am și un unchi care a activat 3 ani jumate în serviciul biologic din Afganistan, Cornescu Sergiu, decorat cu ordinul Steaua Roșie, cu Crasa Zvezdada, care 3 ani de zile suspina prin somn, steza prin somn, psihologic care, domnul Cleanu a spus că este un răsunet psihologic foarte înalt, războiul din Ucraina ne arată că, să spunem, cu ucranienii care din 14 în conflict militar ar sta așa de bine, nu prea spune, acum ceva merge mult mai bine. Eu mai mă sun cu colegii din Harbi care activează, care deja mulți tare pediatrice, de alt profil, terapeutice, sunt antrenate în tratamentul atât militarilor, cât și persoanelor nemilitare în conflict. Am un nepot care activează la cenuțul intern și care deja sunt din ordinatoriu, saloane, sunt sări de operații, fără aș spune aer condiționat sau cum gândim noi, sau steril. Acum la Roma. Din acest motiv s-au spumat colegii orlații, probabil că îi doare și ceva trebuie schimbat, că noi suntem pregătiți mai bine cum este. Probabil că învățământul militar, care era la catedra militară, care am trecut eu mulți colegi de mei, care deja nu prea este bine, că sunt rezidenți, care trec, opțional, cursul acesta. Însă problema necesită a fi pus sunută. Țin minte când a fost explozia la soacră. Timp de iarnă, zăpadă era cam de rău, 34 cm, când infirmieri cerea noaptea îmi luau prin frig în cipici, și trăiau acerșăniți care nu știam că merg în București. După ce a avut conflictul românii care au suferit, după i-au dus în Germania, care o patru de cedat, probabil că n-au fost pregătiți și n-au fost evaluați corect, care s-a spus domnul profesor Colocaru și domnul Dumitrașa și alți colegi, care o evaluare corectă, care le e primul, care al doilea, care al patru, cu ce el este dotat acel ostaș pe câmpul de luptă, cu ce e dotat acel fecer, cu ce e dotat acel medic, cu ce avem noi în rezervă, este foarte important. Și eu am fost în Israel, am fost în Egipt, am fost, și mă bucur că cândva am venit cu o infecție nu chiar bună, și domnul Ion Ilici, noastră iertă, epidemiolog cu armate, care a trecut pe multe, m-a fost mai tratat în drumul în care medicii din noaptul tratat de pildă. Și sunt recunoscător. Și mă bucur că astăzi serviciul militar a Armatei Naționale e păstrat, are cadre militare bine pregătite. Când cineva spune, dar de ce la stau militar să tratează bolnavi civili? Fiindcă ei necesită și conceptul e corect ca să fie tratați, să aibă deprindere necesare. Eu am citit teza, vreau să spun că teza scrisă academic destul de frumos, cu momente științifice, eu le-am văzut, personal, pentru mine mi-a plăcut textul, exprimarea, și am văzut ceva nou, pentru mine, nu știu, eu nu sunt militar, poate nu m-aș exprima ca cum domnii militari, care cunosc problema mai bine ca mine, însă eu ar vrea ca multe teze care se susțin la noi să fie de calitate aceasta.
Din acest motiv, eu socoteza este finisată, este conține momente științific bine argumentate, bine plasate, din acest motiv eu mă pronunț pentru excelent, pentru această teză, felicit conducătorul, felicit doctoratul, felicit domnii care au participat la elaborarea acestei lucrări din Comitetul de Conducere acestei teze, felicit și vă doresc succes în viitor. Mulțumesc, stimați colegi. Mulțumim, domnul președinte, vă mulțumim mult. Cuvântul se oferă la celor prezenți din sală, vă rog să vă expuneți, să suprateze materialul și unde doreați ca să vă rog. Cine doreți să-i spună? Da, vă rog. Da, sigur. Spate pe loc sau spate? Cum? Spate pe loc. Cred sau de la tribună? E mai bine da. La tribună, domnul Curciuc. Stimați președinte, stimați secretar, stimați colegi, eu am ascultat teza și am participat și rezumat și așa mai departe și atunci au fost careva, hai să spunem, nu că greșeli, dar careva propune cu denumire de la denumirea temei. Am început noi, da? Că argumentarea și mai departe, în operație. Da? Într-adevăr, operație este, iată, eu încerc scuză, poate că mă refer anume la acest termen și această terminologie. Dar eu singur am nimerit printr-un așa un moment. Eu am susținut teza de doctor în România, în științe militare. Și a venit timpul să o echivalez în Moldova. S-a primit într-așa mod că eu am fost primul doctor în științe militare și nu se știa cum să o echivalez. Zici că în securitate sau în științe militare. În științe militare, la ANACEC, pe atunci nu știu cum altfel să numea el, nu ANACEC. Și era așa un, așa un moment acolo. Pentru știință militară se numea arta militară și tactică. Așa o denumire. Păi cum să fie arta militară și tactică? Dacă este arta militară, ea înglobează tot. Și tactica, și arta operativă, și strategia militară. Și mi-au echivalat așa, arta militară. Eu le-am spus, noi de ce faceți așa, nu spate, trebuie să fie sau arta militară, sau pur și simplu tactică și dați trei nivele. Că e tactică, că e arta operativă, că e așa. Nu că iată, nu, de la Ministerul Apărării a fost unul care avea teză în știință, nu știu care, acolo cu familie Manolache, Constantin, și el a socotit, el ne-a spus, nu, chiar că așa trebuie să-i arta militară și tactică. Și așa și-a fost. Le-am spus, le-am încercat să-i convin, nu, a trebuit să treacă vreo 10-15 ani. Le-a venit apa la moară și acum au spus că e arta militară. Fără ca să fie, da. Înțelegeți? De atâta respectiv și cu asta, să nu ne întoarcem noi cândva, ar fi bine să suni așa argumentarea contemporană a sprijinului medical în acțiuni militare. Atât. Aici e și tactica, și arta operativă, și strategia. Ai în mai mare, cum spunem, arie de activitate. Asta e propunerea și viziunea mea. Referitor la ce că acordarea ajutorului medical este foarte aproape în luptă și în situații excepționale. Eu sunt cu totul de acord cu precedentorii care au vorbit până în prezent. Am și eu leac de experiență de luptă trecând și prin Afganistan și prin alte locuri de serviciu. Dar vreau să spun altceva. Iată s-a spus despre stagiile care le-a trecut domnul Cârlan prin străinătate. Da, este un lucru foarte bun. Că a fost în America, că a fost în altă parte, așa în altă parte. Aici vreau să mă refer tot prin exemplu, că asta este cel mai atrăgător. Știți, când s-a format Armata Națională, noi nu prea aveam posibilitate să ne instruim. Și toți trimiteau studenți. Prin România, prin Turcia, cine ne dădea locuri fără plată, gratis, acolo noi trimiteam pe studenți că îi instruiască să avem militari. Și iată, la un moment dat, fiind eu șef de stat major a brigăzii din Bălți, controlez garda. Da? Ce e care garda?
care duc garda, păzesc tot acolo, și era iarnă. Am intrat în corpul de gardă, ies afară, soldatul stă, minus 15 grade, era o iarnă, așa, știți, bună, minus 15 grade, soldatul stă în bocanci. Eu nu trebuie șef de gardă, eu fiind în corpul de gardă, pâțele le-am văzut. Zic, domnul locotenent, de ce stă soldatul în, da, în bocanci? Eu așa, mândru, știu, domnul. Domnul colonel, vă raportez. Bocanci nu în cap, în pâsle. Vedeți, dar și are un acord. Domnul colonel, noi am învățat în România, în România, bocanci se băgau în pâsle. Despre ce merge vorba asta? Că tot noi ce învățăm pe scotare undeva, aici trebuie de adus la numitor comun. Așa se făcea și în Uniunea Sovietică. Eu am absolvit școala militară în Almata. Am fost repartizat la răsărit departat. O lună de zile, toți ofițerii tineri care au terminat, în Moscova, Tashkent, Almata, Novosibirsk, unde n-ar fi, și au numerit la răsărit departat, i-au strâns și o lună de zile le-au spus, pe poligoane i-au dus, prin căzări, tot locul. Ia că se face așa, ia că aici se face așa, ia că aici se face așa. De atâta studiile astea care sunt, ele trebuie acumulate, trebuie un lucru făcut, adus la numitor comun și atunci totul va fi bine. Restul, cu studiile astea numai așa să rămâneți. Și nu o să fie niciun ajutor pentru armată, pentru medic, pentru ajutorul medical. Dar asta depinde, asta ar trebui să fie în propunerea aceea care e scris pentru Ministerul Apărării. Acestea fiind spuse, da, cineva a spus că este un pionerat în domeniul acordării ajutorului medical, din punct de vedere militar, este bine scris aici și stipulat că la nivel strategic trebuie să se identifice sursele, la nivel operativ, ca ele să fie, cum zice, ca să nu dau o parte, la nivel operativ el trebuie să fie aprovizionate, adică să ia de acolo din s-o identificat și la nivel tactic să fie implementate. Asta e, asta e nivelul strategic, operativ și tactic. Fiecare trebuie să știe cu ce să se ocupe. Și dacă lucrurile acestea se vor întâmpla și se vor aduce la numitor comun, asta va fi foarte bine. În general, teza este făcută foarte bine, mă alătur la fiintele care au spus până acum, și aș propune calificativul excelent. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da, vă rog, cine te spune? Eu vreau să spun punct. Da. Că, noi cu domnul Colonel am absolvit Academie Militară. Grupa Načelnikov Gestalei, Problemii Gestalei Vars. Nu au mirosit numai urechile cu operativna tactică și cu operativul prostor și așa mai departe. Și deci, nu este niciun minus sau ceva cu obiecție. În titlul operației, dar scopul e foarte bine definitivat. Știți scopul? Se permite teza mai largă, dar scopul bine definitivat. Așa că aici nu-i temă de discuție, inutilă. Pur și simplu așa mai schimbat. Și mai este o problemă, da. Domnul meu. Da. Dacă schimbăm denumirea, dar nu schimbăm. Nu, chiar nu. Asta nu merg. Tema nu merg. La dumnealui, doar știți bine. Noi deja ne-am expus. Da, scopul. Noi ne-am expus. Vă rog, cine mai vrea să iei cuvânt? Da, vă rog. V-ați spus odată, domn colegi. Da, eu vreau să spun, adică, da. Eu sunt chirurg. Bune, bune, și noi ducem luptă în fiecare zi în sală de operație. La noi, cu un singur pacient, asta deja este succes. Și dacă când este deja, cum spune, pierdere în masă, atunci apare o statistică. Și nu trebuie să, adică, Republica Moldova este o țară mică. Atunci când se orientează la principii de tactică operațională sau strategică, sunt frați de peste prut. La frați de peste prut este doctrina, sprijinul militar, sprijin medical în operații. Acest sprijin medical în operații conține trei componente. Inclusiv strategic, la nivel de țară, la nivel de obiectivele de națiune, spre exemplu, cum a intrat România în NATO. Asta a fost un proces
la nivel național. Nu a fost la, la nivel de armata română. După asta a fost adică, sprijin medical la nivel operațional. Atunci când într-o are de responsabilitate se face asistență medicală. Spre exemplu, misiunea armatei României în Afganistan. Acolo a fost maximum o brigadă. Prima era batalion. Dar acolo a fost oricum nivel operațional. Pentru țară asta a fost important. Și a treia, deja nivel tactic, fără care nu există operațional. Rolul 1, 2 este nivel tactic. Eu consider că absolut corect denumire, absolut corect scopul și obiectivele au fost absolut corect definitivat. Asta este. Mulțumesc, domnul colonel. Mulțumesc, da, vă rog, colonel. Cine vrea să mai spună? Da. Nu-s, da? Da, vă mulțumim. Trecem la următoarea etapă. Conform regulamentul membrii comisiei de doctorat, șase persoane care au fost prezente și unul am citit avizul, da? Președintele, secretarul, conductorul, referențul oficial, trebuie să votăm trei decizii prin vot deschis. Mai întâi de aceasta, eu rog să votăm toți cei care s-au spus cuvântul, da? Referenții, membrii Consiliului de Apărare, declarația pe proprie răspundere că nu avem conflict de interese cu doctoratul sau alte motive de protejare a pretendentului la titlul științific. Domnul Călan Sergiu, vă rog să votăm. Pe proprie răspundere. Membrii. Da? Membrii, da. Și referențe, da. Mulțumesc. Toți unanim. Unanus. Propun votul decizia de aprobare a tezei doctorului științei medicale cu titlul Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operații, programul de doctorat 331.03, medicină socială și menajment a domnului Călan Sergiu. Da? Cine pentru a aproba această decizie? Da, toți sunt pentru. Contra și obținut nu, da? Acum propun acordarea titlului de doctor în științe medicale domnului Sergiu Cârlan, absolventul doctoratului, programul doctorat 331.03, medicină socială și menajment. Cine e pentru a acorda acest titlu domnul Cârlan Sergiu? Vă rog să votăm. Toți sunt pentru. Felicitări. Mulțumesc. Propun atribuirea calificativului. A fost de toți care au luat cuvântul azi. S-a propus excelent. Da? Sunt alte propuneri. Nu, tot pentru excelent, da? Urăm să votăm. Dar cine pro? Toți pentru, contra nu-s. Permiteți-mă, onorată asistență, să dau citire proiectul de hotărâre referitor la acordarea domnului Cârlan Sergiu, titlul de știință de doctor în științe medicale. Concluzie. Și atribuirea calității pentru teză. Da? A venit propunerea de a citi concluzia, da? Dar citim concluzia numai, da? În temeiul celor menționate anterior, conform articolelor 166 și 167 a regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, hotărârea de guvern numărul 1007 din 10-12-2014 s-a decis. A aprobat teza de doctor în științe medicale cu titlul Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operație, programul de doctorat 331.03, medicină socială și management a domnului Cârlan Sergiu, absolvent al doctoratului, catedra de medicină militară și a calamității Unitatea Stat Medicină Farmacie Nicolae Testimițan. A acordat titlul de doctor în științe medicale domnului Cârlan Sergiu, absolvent al doctoratului, program doctorat 331.03, medicină socială și management, catedra de medicină militară, și a calamităților, Unitatea de Medicină Farmacie Nicolae Testimițan. A atribuit calificativul excelent tezei de doctor în științe medicale cu titlul Argumentarea contemporană a sprijinului medical în operații, programul doctorat 331.03, medicină socială și management, a domnului Cârlan Sergiu, absolvent al doctoratului, catedra de medicină militară și a calamității Unitatea Stat Medicină Farmaciei Nicolae Testimițan. Rog să votăm proiectul de hotărâre care va fi transmis spre aprobare Consiliul Științific al Consorțiului Școlii Doctorale în domeniul științei medicale și ulterior înaintat spre confirmare
la Agenția Națională de Sigurare a Calității în Educație și Cercetare. Cine este pro, vă rog să votăm. Toți prezenți sunt pro, contra nus. Unanim. Unanim, da? Îl felicităm pe domnul colonel de la Sediu cu obținerea titlului doctorul științe medicale și familia aceea să ofere cuvântul de chiar dumneavoastră. Da, nu vă rog. Domnul președinte, onorată asistență, astăzi am onoarea să stau în fața dumneavoastră pentru a mulțumi din toată inima, pentru susținere și prezența voastră la această importantă etapă a vieții mele. În primul rând, vreau să exprim recunoștința mea în fața consilierii mei din Cheza, care mi-a furnizat ghidarea, faptul, cunoștințele necesare pentru a finaliza acest proiect. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru provocat să devină un cercetător mai bun. De asemenea, vreau să exprim apreciere față de colegii mei care au fost alături de mine pe tot parcursul acestui proces. Și în ultimul rând doresc să mulțumesc instituției noastre academice pentru resurse puse la dispoziție, pentru oportunitatea de a îmbogăți domeniul nostru de studii cu cercetare. La încheiere, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră astăzi. Mulțumesc! Permisul mie să felicit domnul doctorant, domnul conducător, familia dumnealui dacă este în sală, dacă este, da, vă felicităm dumneavoastră de adevăr, fiindcă familia pe la baza se susține, da, cu domnul Conel, da? Vreau să felicit tot serviciul medical al Armatei Naționale cu un doctor în medicină. Vă dorim succes, pace și sănătate la toți. Cu aceasta, declar această ședință închisă. Vă mulțumim la toți!